cumva în mod sărbătoresc, un costum popular din zona munților Apuseni. Va fi prezentat astăzi de colega noastră, Adriana Țuțuianu, care va prelua de aici prezentarea exponatului. Principala ocupație a bucimanilor a fost mineritul. Exact acest lucru le-a conferit localnicilor posibilitatea să-și procure o parte dintre materialele necesare confecționării costumului din comerț. Și nu fac referire doar la materialele care se găseau în Arlud, în Alba Iulia, în Sibiu. Era vorba, în primul rând, de procurarea unor materiale aduse exact de la Viena. Vorbim de introducerea unor elemente din costumul orășenesc în costumul popular tradițional, pentru prima dată în județul Alba, la costumul buciumănesc. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici este o evoluție a costumului popular de la cămașa confecționată din cânepă, de la zadea confecționată din lână, ofelul confecționat din lână, se ajunge încet, încet la șorțul confecționat din mătase sau cartufea, foarte frumos decorat. Încet, încet se renunță la zadea roșie din spate și femeile poartă în spate o zadie care are ca și model regăsit pe șorțul costumului popular. De asemenea, pentru prima dată discutăm de apariția lingeriei intime în costumul popular, datorită faptului că erau confecționate poalele din grenadir. Grenadirul era adus de la Viena. Erau foarte transparente și atunci femeia a simțit nevoia să mai poarte încă o jupă pe dedesubt. Pe sub cămașă, ea începe să poartă un fel de maio cu bretele, din care, de fapt, și evoluează sutienul, și peste un fel de cămășuță scurtă, care avea decor aici. Ceea ce vedeți aici dumneavoastră, la cămașă, s-a folosit giorgiu. Giorgiu era material procurat din magazin, dar nu era transparent. Și atunci, acel ornament de pe cămașa scurtă trebuia să se iasă în evidență pe sub materialul acela transparent, adică grenadirul. Iar foarte interesant, în zona este evoluția cojocăritului, în secolul al XVI-lea, primii meșteșugari confecționează cojoace în abrut, un model foarte, foarte complicat și mai ales că erau bordate cu mătase. Mătase era extrem de scumpă. Încet, încet, locuitorii din Buciun Poieni încep să practice acest meșteșug, dar modifică foarte mult decorul pieptarului și de aceea apar aceste pieptare cu un model cu o broderie foarte densă realizată din lână. Lână era mai ușor de procurat. Interesant este că tot sub moda impusă de sași și de maghiari în Transilvania apare prima dată acel pieptar în costumul popular tradițional numit pieptar pentru sâni, purtat doar de săsoace. Iar peste el, buciumanicile mai poartă încă un pieptar foarte frumos decorat, cu lână neagră și ceea ce se în evidență este acel fir aurit care, normal, în timp își pierde din calități. De asemenea, era obligatoriu ca și motivul întâlnit pe cătrință sau pe oprec să fie întâlnit și pe baticul femeii. În general, buciumancele au fost foarte bogate, numai în situația în care aveau situație materială precară, ceea ce erau cazuri foarte rare, fetele își confecționau costumul pe care îl purtau la nuntă. Dar, în general, părinții, pentru a-și căsători fata, mergeau în târg, vindeau o pereche de boi și echivalentul prețului era, îl dădeau pe acest costum, pentru că deja în Bucium erau femei care confecționau aceste piese contra cost. Interesant este că din Bucium Poieni s-a răspândit acest tip de pieptar și în alte zone de la granița buciumanilor și aici mă refer, ei realizau cojoace și pentru moții de la Câmpeni și pentru mocanii de pe Valea Leșului și pentru mocănimea Ampoiului.